Aceasta este nunta voastră, o nuntă pe care ați organizat-o după cum vă place vouă, o nuntă care este momentul de început al căsătoriei voastre, o nuntă în care sunteți însoțiți de părinți, de familiile voastre extinse și de acum încolo o să fiți voi doi, așa cum v-ați dorit. Timpul acesta frumos o să aibă și dificultățile lui. Adevărata măreție a omului nu se vede în viața de normalitate, ci se vede în viața de încercări. Se vede atunci când viața devine grea și altfel decât normală. Pregătiți-vă pentru genul acesta de viață, pentru că vremurile pe care noi le trăim și mai ales generația voastră vor fi vremuri grele. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. O să citim un pasaj din Scriptură, o să rostesc o predică și apoi va fi o cântare, fratele Cornel Țibu și un grup mixt. Din Scriptură o să citim din prima carte a Bibliei, arhicunoscutul pasaj din capitolul 2, însă de data aceasta o să începem cu versetul 15. Vă rog frumos să vă ridicați. Geneza 2 cu 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească, și orice nume pe care îl dătea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. Scumpă biserică, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Sigur, sărbătoarea este a mirilor, a părinților lor care îi privesc cu emoție și cu bucurie. Aproximativ 20 de ani au investit în copiii ăștia. I-au luat de când încă nu existau și i-a adus până astăzi. În memoria lor sunt îngrămădite toate aceste amintiri, toate prin care ei au trecut ca familie și în mod deosebit ca raport dintre ei și mirii de astăzi. Aș vrea astăzi să vorbesc despre răspunsul Domnului Iisus pe care l-a dat fariseilor atunci când aceștia l-au întrebat: este bine să sau să? Adevărul este că Dumnezeu s-a descoperit lui Adam și i-a încredințat voia sa cu privire la viața personală, la viața de familie și la viața socială. La aproape 2000 de ani de la Adam și Eva, a luat naștere poporul evreu prin Avram și Sara. La 4000 de ani de la Adam a venit Mesia ca să aducă mântuire oamenilor, însă în vremea aceea voia lui Dumnezeu descoperită prin Adam la început a fost în acești 4000 de ani amestecată cu tot felul de păreri omenești.
Așa se face că oamenii care învățau legea în generația Mântuitorului, nici ei nu știau ce să mai învețe. Au mers la Domnul Iisus și l-au întrebat: avem permisiunea să divorțăm pentru orice motiv? Și Hristos le-a spus: uitați-vă la început, acum 4.000 de ani, când Dumnezeu s-a descoperit oamenilor și le-a spus voia sa. Acela este reperul pentru toate generațiile. Uitați-vă la început. La început n-a fost așa cum este acum. Adevărul este că noi deschidem ochii într-un moment al istoriei diferit de început. Ne naștem într-o cultură, suntem influențați de ea și vedem viața prin ochelarii propriei culturi. Așa se face că oamenii trăiesc diferit de la o cultură la alta. Uitați-vă la musulman, la hinduși, la confucialiști, uitați-vă la atei sau uitați-vă din punct de vedere social la alte culturi. Fiecare țară, fiecare popor are un fel de a vedea viața, are propriile obiceiuri, propriile tradiții și fiecare popor crede că așa cum fac ei este cel mai bine. Încercăm să ne conservăm cultura. Inclusiv aici, veniți în America în calitate de imigranți, încercăm să ne păstrăm tradițiile românești, asupra cărora se pune presiunea adaptării la acest ocean american, fiindcă noi suntem doar o insulă românească în acest ocean. Și pe lângă dificultățile pe care, sau dificultățile care există în oricare altă biserică, frământări inerente vieții între oameni, în imigrație te confrunți și cu probleme de bilingvialitate sau de biculturalitate, două limbi, două culturi, care este mai importantă, unde se termină prima, unde începe a doua, în ce limbă cântăm, în ce limbă predicăm, e bine să, americanii de ce au, noi de ce nu avem, toate acestea sunt frământări culturale. Și atunci când trăiești în țara ta e simplu, sau e mai simplu, când te duci într-o altă țară, tu ai cultura ta și copiii împărtășesc cultura țării în care se nasc. Chiar dacă ei încearcă să-și respecte părinții, ei nu se regăsesc în cultura părinților lor. Unii dintre ei nici nu au fost în țara de origine a părinților lor. Țara în care ei se nasc e țara lor. Acestea toate sunt frământări pe care noi le confruntăm în viață. Ei bine, nu numai noi le confruntăm. Toți oamenii le-au confruntat mai mult sau mai puțin. Fariseii se duc la Mântuitorul și cu alte cuvinte întreabă: cum e mai bine, cum e acum sau cum a fost atunci? Și Hristos le spune: mai bine este cum a fost la început. Pentru că atunci Dumnezeu s-a pronunțat. După aceea s-au pronunțat oamenii. Ei bine, care a fost voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie la început? Acesta este titlul predicii mele. Primele trei capitole din Geneza, eu am citit din capitolul 2, ne descoperă câteva caracteristici care se constituie în voia lui Dumnezeu de la început. Sigur, eu nu le voi aminti pe toate. Eu țin doar o predică care am așezat-o să fie potrivită pentru o nuntă în timpul pe care îl avem la dispoziție, însă totuși vreau să remarc câteva caracteristici care se constituie în răspuns la următoarea întrebare. Care a fost voia lui Dumnezeu la început? Uitându-ne în Scriptură și în mod intenționat citind de la versetul 15, că de obicei citeam de la versetul 18, am citit versetul 15 ca să surprind următorul lucru. Înainte ca Dumnezeu să o facă pe Eva pentru Adam, Dumnezeu l-a pregătit pe Adam. Și unul dintre lucrurile cu care l-a pregătit este că i-a cerut să muncească. I-a cerut să muncească. Dumnezeu nu avea nevoie de munca lui, dar i-a cerut să muncească pentru el, nu pentru Dumnezeu. Munca, deși sună puțin ciudat pentru că s-au făcut multe glume pe seama la muncă, la soacră, la etnii, munca îl dezvoltă pe om. Dacă citim în Scriptură, Biblia spune: Dumnezeu l-a luat pe om, l-a așezat în grădină și i-a spus: vreau să muncești grădina și vreau să păzești grădina. Ambele înseamnă muncă, adică obligație, responsabilitate, ceva ce tu urmează să faci. Oamenii muncesc aproximativ jumătate din timpul în care sunt conștienți, din timpul în care sunt treji. Dumnezeu este primul muncitor din Biblie. Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca pe prima persoană care muncește. Dumnezeu a muncit 6 zile din 7.
Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că munca este soluția spre maturizare. Tot timpul se spune faptul că fetele se maturizează mai repede și sunt mai responsabile decât băieții în copilărie, chiar în adolescență și tinerețe, dar unul dintre cei doi factori care contribuie masiv la maturizarea unui bărbat este munca, cel de-al doilea fiind căsătoria. Munca te dezvoltă, munca te introduce într-un orizont care te depășește și tu trebuie să găsești soluții. Ei, lucrul ăsta te dezvoltă, te face să fii în stare să te descurci în orice situație. Munca pentru un tânăr este dovada că a devenit apt de căsătorie. Cum își va întreține un bărbat tânăr familia dacă nu muncește? Dacă nu-i place munca? Dacă nu știe să își organizeze bine viața, banii pe care îi câștigă, casa și toate celelalte lucruri? Dumnezeu l-a implicat pe Adam în muncă. Nu pentru că ar fi avut nevoie de munca lui, dar avea nevoie de el. El se dezvolta muncind. Un bărbat învață foarte multe lucruri în anturajul muncii lui. De asemenea, un lucru care este important să-l spun este că, deși munca este foarte importantă, ea este bună doar atunci când este făcută în echilibru cu celelalte responsabilități ale vieții. Dacă omul exagerează cu munca, e la fel de rău ca atunci când exagerează cu lenea, adică cu nemunca. Munca trebuie făcută cu echilibru, pentru că sunt oameni care îl neglijează pe Dumnezeu, își neglijează propriul suflet pentru muncă. De ce? Pentru că munca produce bani, iar noi trăim într-o societate materialistă. Nathan și Gianna, voi ați ascultat foarte multe predici, sunteți sau faceți parte dintr-o generație educată, din generația lui Google, unde accesați imediat întrebările voastre și primiți răspunsul într-o clipă. Problema nu se pune doar de informație, ci problema se pune de procesarea informației și de capacitatea de a te impune în fața tendințelor vieții să trăiești în echilibru. Este important în viață să așezați munca doar la locul ei și să vă bucurați de viață dincolo de munca voastră. Sunt oameni care devin niște robi ai lor, ai viselor lor. Niște oameni care nu mai știu să facă altceva decât să muncească. Sunt alții care nu muncesc deloc, alții muncesc prea mult. Ca oricare alt lucru în viață și în legătură cu munca trebuie să avem un echilibru. Adevărul este că nu e ușor de găsit și după ce îl găsești, nu e ușor de împlinit. Trăim într-o societate care te prinde ca un clește și pur și simplu devenim niște mici roboți care jucăm un rol. Rolul de a ne plăti datoriile și de a satisface nevoile familiei, trebuia să spun pretențiile familiei. Munca este unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu i l-a dat lui Adam și mai apoi a dat-o pe Eva. Iar ceea ce s-a întâmplat cu Adam în timpul muncii i-a folosit după căsătorie în relația lui de soț cu soția lui. De aceea spun că la început Dumnezeu l-a pus pe om să muncească. Al doilea lucru pe care îl găsim în Scriptură este abstinența. Versetul următor, cel cu numerele 16 și 17, vorbește despre faptul că Dumnezeu i-a spus lui Adam: tu ai voie să faci lucrul ăsta, dar nu ai voie să faci lucrul acesta. Dumnezeu i-a explicat lui Adam ce are de făcut. Eva încă nu exista la momentul acela. Iată dar că-s două lucruri pe care Dumnezeu i le-a spus lui Adam înainte să devină soț. L-a învățat să muncească și i-a spus să facă lucrul ăsta în mod echilibrat și de asemenea l-a învățat să se abțină. Uite ce spune Scriptura: din pomul cunoștinței binelui și răului, tu nu ai permisiunea să mănânci. În generația voastră nu mai există reguli. Oamenii vor să le desfințeze, să trăim ca niște necuvântătoare, pur și simplu. O să desfințeze și semaforul până la urmă. Dar Dumnezeu spune că în viața aceasta sunt lucruri pe care ai permisiunea să le faci și lucruri pe care nu ai permisiunea să le faci. Și un om cu judecată ține cont de lucrul ăsta. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci de oriunde, dar de aici nu poți. Întotdeauna va exista un loc unde nu ai acces. Nathan, Gianna, întotdeauna va fi un loc unde nu aveți acces. Și știți care e problema? Acolo veți vrea să vă duceți, că omul un singur lucru își dorește în viață: să fie ce nu e, să aibă ce nu are și să facă ce nu a făcut.
Vrei să mai vezi încă o dată Niagara dacă ai văzut-o o dată sau de două ori? Nu. Nu-i normal să te duci la Grand Canyon că nu l-ai văzut niciodată? Ba da. E bine, vor fi în viață Grand Canyon pe care nu ai voie să-l vezi, nu ai voie să-l faci, nu ai voie să-l ai. Și trebuie neapărat să folosiți abstinența. Abstinența înseamnă să te abții, înseamnă să spui nu. Uitați-vă la politica, la ideologia din generația voastră și veți constata că se pune o mare presiune pe reguli, să le desființeze. Nu mai avem nevoie de reguli, fac ce vreau. Dar cum să faci, mă, omule, ce vrei? La semafor tot ce vrei faci. De ce nu faci și la semafor ce vrei? Treci, mă, pe roșu, cine te oprește? Vedeți, astăzi ni se pune în minte ideea asta că putem să facem ce vrem. Nu poate fi adevărat. Nu poate fi adevărat. Nu e în firea lucrurilor să faci ce vrei, trebuie să faci ce trebuie. Inima omului n-are judecată, de aceea spune că omul e nebun dacă se ia după inima lui. Inima nu-i dată să gândească. Noi trebuie să gândim cu mintea și să simțim cu inima. Nu te poți lua după simțăminte, că dacă te iei după simțăminte, omor oameni și faci multe prostii. Biblia ne vorbește despre abstinență ca despre o limită pe care omul și-o asumă atunci când o autoritate i-o impune. De ce folosim abstinența la semafor ca să rămân în contextul unei reguli pe care încă nu o trecem, decât cu prețul unei amenzi? De ce? Pentru că abstinența este un lucru necesar. Abstinența este ca un gard, ca o limită pe care noi ne-o asumăm pentru că autoritatea o impune. Întotdeauna abstinența ne ajută să ne protejăm proprietatea și să nu intrăm în proprietatea altuia. Ăsta e rolul unui gard. Noi punem gard pentru ca să delimiteze care e proprietatea mea și care e proprietatea vecinului. Nathan, trebuie să pui un gard între soția ta și toate celelalte persoane. Asta se numește abstinență. Ai o proprietate, bucură-te de ea. Pune un gard și nu trece dincolo de el. E o nebunie să intri în curtea altui om. E o nebunie să te duci să iei mașina altui om, bicicleta altui om sau să te folosești de proprietatea și de bunurile lui. Este normal să te abții și să te bucuri doar de ce este al tău, doar de ce ai tu. Asta se numește abstinență. Asta i-a spus Dumnezeu omului. Proprietatea voastră sunt sufletele voastre și propria voastră familie. Protejați-vă lucrurile astea și nu vă permiteți să intrați în sau dincolo de proprietatea voastră în absolut nimic altceva. Atunci când Dumnezeu pune un gard, El pune un gard pentru multe motive și nu-i timpul acum să intru în detalii. Un al treilea lucru pe care îl întâlnim ca și configurarea voii lui Dumnezeu la început, pe lângă muncă și abstinență, e complementaritate. Adică de la tine la Gianna și de la Gianna la Nathan. Nu există doar sens unic, ci există un sens într-o parte și un sens într-o altă parte. Biblia spune, nu este bine ca omul să fie singur, o să-i fac un ajutor, o să-i fac un tovarăș, o să-i fac un partener, o să-i fac pe cineva care e al lui. Asta înseamnă că tu vei deveni al Gianei și Gianna va deveni a ta. Până acum Gianna a fost a fratelui Cornel și a surorii Maria. Ca și părinți, ea va rămâne fiica lor, dar va ieși de sub autoritatea lor astăzi și va intra sub autoritatea ta. Pentru că asta înseamnă căsătorie, să lași în urmă familia părinților tăi, să ieși de sub autoritatea lor și să-ți formezi propria familie, devenind complementar, una cu soțul și cu soția. Această complementaritate este absolut indispensabilă. În această stare de complementaritate, adică de unitate, ceea ce este necesar sau un lucru pe care eu îl văd foarte necesar este prietenia. Noi vedem prietenia ca pe o amiciție, suntem amici. Tu ai prieteni, ai avut prieteni, Nathan, și tu, Gianna, ai avut prietene. E bine, căsătoria voastră trebuie să vă facă pe voi cei mai buni doi prieteni. Trebuie să acceptați că există multe familii unde soțul cu soția nu mai sunt prieteni. Sunt soț și soție, dar nu mai sunt prieteni.
Nu-și mai găsesc plăcerea unul în celălalt. Nu se mai admiră. Nu se mai plac. Nu se mai bucură să vorbească unul cu altul, ci dimpotrivă, a vorbi unul cu altul a devenit o problemă, o dificultate. Întârzie să ajungă acasă, pentru că acasă nu mai e frumos. De ce? Nu mai e acolo un prieten. Dar ce e? Un indiferent sau un dușman? O persoană cu care te cerți, o persoană pe care nu mai suporți, o persoană pe care nu mai agreezi. Nathan și Gianna, prietenia dă frumusețe căsătoriei. Nu-i suficient să dormi în aceeași casă. Nu-i suficient să aveți același last name. Nu-i suficient să fiți amândoi pe un account. Lucrurile astea sunt simplu de realizat. Dar păstrarea prieteniei între voi este cel mai mare examen al căsătoriei voastre. Este cel mai mare examen al maturității voastre. Sunt soți și soții care nu mai dorm în același pat. Și aici nu vorbesc de probleme de sănătate sau de alte probleme care s-ar putea să pună pe unul într-un pat, pe altul în altul. Nu de asta vorbesc, ci vorbesc de faptul că nu mai sunt prieteni. Nu mai se regăsesc unul în altul. Nu se mai identifică. Sunt așa, trăiesc fiecare într-o lume atât de diferită, încât nu mai am nimic în comun decât certificatul de căsătorie. Și ăla a devenit o mare problemă pentru ei. Ascultați-mă, prietenia voastră e doar în mâna voastră. Nu în mâna părinților voștri, e în mâna voastră. Nu în mâna păstorului, e în mâna voastră. Nu în mâna guvernului, indiferent că e Trump sau Biden, e în mâna voastră. Prietenia voastră este o floare care va mirosi frumos până când ajungeți bătrâni. Dacă floarea asta nu mai există, o să miroasă urât. Complementaritate. Asta este complementaritate. Prietenie înseamnă simpatie, înseamnă admirație, pasiune, amiciție, interes. Păstrați lucrul acesta. Luptați-vă pentru el. Nu trebuie să fiți ca nimeni. Trebuie să fiți ca modelul de la început, pe care l-a descoperit Dumnezeu lui Eva și Adam. De fapt, lui Adam și Eva. Apropo, tot aud în biserică spunându-se, terminologia pentru noi, adică termenii pe care îi folosim, spun asta într-o paranteză. Vedeți, în lume se spune doamnelor și domnilor. De ce? Pentru că lumea neglijează ideea de prioritate divină. Oamenii nu interesează pe ei de... Ei se orientează spre sexul frumos. Doamnelor și domnilor, dar în Biblie noi spunem, în biserică noi spunem frați și surori. Sunt și păstori care spun surori și frați. De ce? Pentru că se inspiră din lume. Dumnezeu l-a făcut mai întâi pe Adam, iar Pavel, când scrie lui Timotei, pledează pentru prioritate. Prioritatea nu are înțelesul de valoare. Nu-i vorba aici de valoare, dar dacă doi merg pe un cal, unul stă în față, pentru că nu pot sta amândoi în față. Ei, Dumnezeu l-a numit pe bărbat cap, adică responsabil de multe lucruri în familie. E de aceea când noi vorbim despre frate și soră, despre bărbat și femeie, trebuie să folosim în biserică ca la început, nu ca în lume, doamnelor și domnilor. Sigur că lucrul ăsta s-ar putea să enerveze pe cineva, dar și pe Dumnezeu îl enervează lucrurile acestea. Închid paranteza aceasta și revin spunând câte ceva despre un al patrulea lucru pe care îl întâlnim aici ca o componentă a caracteristicilor de început. Responsabilitate. Versetele 22 și 23 spun: Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om și omul a zis: asta este. Când el a spus asta este, el și-a asumat responsabilitatea. Eu știu că în lumea asta sunt bărbați și femei care dacă ar mai lua-o încă o dată de la început, nu s-ar mai căsători cu aceeași persoană. De ce? Pentru că și-au dat seama că au ales greșit. Ei, Adam, acum e momentul în care alege. Și el spune, o aleg pe ea, asta este. Dar când spui asta, știi ce faci? Spui că vei muri lângă persoana asta. Fratele Viorel, când a făcut colecta, a vorbit puțin, a adus în două propoziții ideea despre divorț și a remarcat întrebarea de atunci pusă de oamenii de la masă: care este secretul? Știi care este secretul?
să spui în minte că divorțul nu e o opțiune niciodată. Divorțul nu este o opțiune. Asta este secretul. În momentul în care accepți că este o opțiune, s-ar putea să vină să te confrunți cu lucruri încât e necesar să accepți opțiunea aceea. Dar dacă asta nu este o opțiune, atunci nu o să o folosești niciodată. Responsabilitate înseamnă că tu restul vieții, Nathan, va trebui să rămâi soțul acestei domnișoare. Știi până când? Până când o să răsufli ultima oară. Până la ultima secundă de viață, tu devii responsabil de angajamentul pe care astăzi o să-l faci public aici în fața amvonului. De aceea trebuie să te gândești bine în perioada de prietenie, de logodnă, pentru că urmează ceva pentru restul vieții. E un angajament făcut în fața cerului. Sigur, noi în viață trecem prin foarte multe probleme. Sunt familii și familii, situații și situații. Nu suntem aici ca să judecăm pe cineva, dar suntem aici să promovăm, să publicăm, să proclamăm care este voia lui Dumnezeu de la început. Pentru că Iisus, când a fost întrebat care e problema cu căsătoria, El a spus, uitați-vă la început. Acolo Dumnezeu a spus ce trebuie, cum trebuie. Niciunul dintre cei doi miri nu vor fi responsabili după căsătorie de ce se întâmplă în familia părinților lor, așa cum a fost înainte de căsătorie. Ce vreau să spun? Vreau să spun că în momentul în care voi vă căsătoriți, voi vă detașați de familiile părinților voștri. Voi nu mai faceți parte din familia aceea, vă faceți propria voastră casă. Și exact cum a fost tati în casa copilăriei tale și a tale, acum ești tu ca soț și ca soție, mai târziu ca tată și ca mamă. Îți faci propria familie. Nu-i mai cer voie lui tati să mă duc sau să nu mă duc. Acum tu hotărăști dacă te duci sau dacă nu te duci. Faptul că te căsătorești înseamnă că ești în stare, ești capabil, un adult care își poate conduce viața. Cum îți vei conduce familia dacă nu poți să-ți conduci viața? Cum veți face copii? Cum îi veți crește? Cum îi veți educa dacă voi nu sunteți în stare pentru voi să știți ce trebuie să faceți? Până acum ați făcut parte din familia părinților voștri, aveați obligația să vă integrați în contextul familial. Acum voi ați ieșit de acolo. Și o să vă creați o familie a voastră, unde o să apară copii care într-o zi vor pleca, cum plecați voi acum din casele părinților voștri. Ce vreau să subliniez este faptul că exact cum voi v-ați purtat cu părinții voștri și cu Dumnezeu, așa o să vă purtați unul cu altul. Gianna, cum s-a purtat Nathan cu mama lui și cu tatăl lui și cum s-a purtat Nathan cu Dumnezeu, exact în același fel se va purta cu tine. Ai studiat cum s-a comportat cu mama, cu tata și cu Dumnezeu? Dacă da, poți să fii liniștit. Nathan, cum s-a comportat Gianna cu tatăl ei, cu mama ei și cu Dumnezeu, așa se va purta cu tine. Ea nu se schimbă aici la nuntă, e aceeași persoană de dinaintea nunții. Fiecare dintre noi știm să facem lucrurile într-un fel. În același fel le facem și înainte de nuntă și după nuntă. Dacă ne place ciorba de găluște sau supa de găluște înainte de nuntă, o să ne placă și după nuntă. Dacă purtăm 7 la picior sau 8 la picior înainte de nuntă, tot purtăm și după căsătorie, doar nu ne crește piciorul. Suntem aceiași oameni. Dacă vrei să știi cum e băiatul de care îți place sau fata de care îți place, ia-ți 6 luni de zile și încearcă să studiezi cum se poartă el cu maică sa și cu taică sa. Și așa să știi că pentru următorii 50 de ani o să se poarte cu tine. Pentru că fiecare dintre noi facem lucrurile într-un fel. Și într-un fel le vom face și după ce ne căsătorim. Încă un lucru pe care îl găsim în Scriptură, lucru care conturează ideea de început, este în versetul 24. Omul va lăsa pe tata, va lăsa pe mama și se va angaja cu soția lui și cu soțul ei. Angajamentul. Voi numiți angajament logodna, că așa este limba, dar sigur că și ăla este un angajament, însă angajamentul definitiv este căsătoria. O logodnă nu e ideal să o rupi, dar dacă este necesar, ca și excepție,
Ea se poate face pentru că nu-i căsătorie. Dacă cineva, ca o excepție, rupe o logodnă, nu înseamnă că a divorțat. Dacă cineva rupe o căsătorie, înseamnă că a divorțat. Între căsătorie și logodnă este o mică, dar în același timp și o mare diferență. Știți ce vreau să spun? Vreau să spun că acum voi faceți un angajament care trebuie să țină până la moarte. Această atitudine trebuie să pună în mintea voastră ce este negociabil și ce este nenegociabil. Lucrurile care țin de relația voastră cu Dumnezeu, legile fundamentale, esențiale ale credinței în Dumnezeu, nu sunt negociabile. Noi nu putem să negociem credința, pocăința, angajamentul nostru față de Dumnezeu, dedicarea noastră, pasiunea noastră, slujirea noastră. Astea nu sunt lucruri negociabile, tot la voi, între voi. Angajamentul acesta nu o să fie niciodată negociabil. De aceea Dumnezeu permite căsătoria doar la vârsta adultă, ca să știi ce faci. De aceea pastorii, învățătorii, părinții vă spun: nu începeți prietenia la 15 ani, că nu aveți discernământul necesar. La vârsta aia ești cu ochii pe bomboane. Ai răbdare să te coci, ca să știi ce faci, că asta nu este de un an, mă, oameni buni. Asta este pentru întotdeauna. Trebuie neapărat să-ți iei timp, să te dezvolți, să te consulți cu părinții, să te rogi, să vezi confirmarea lui Dumnezeu, să te convingi că fata asta este cea mai bună dintre toate fetele și invers, băiatul ăsta e cel mai bun dintre toți băieții. În felul ăsta va fi și mai ușor și va fi și mai frumos. Ești cumva, sunteți cumva pentru urât? Nu. Sunteți cumva pentru greu? Nu. Ei, Dumnezeu vrea să fim fericiți. El nu vrea să ne împovăreze și să ne fure emoțiile de la 15 ani. Închei spunând despre un ultim lucru, ultim sau penultim, promisiunea. Așa că cei doi nu mai sunt doi, ci sunt doar unul, pentru că ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu mai despartă. Asta este o promisiune pe care tu o faci, Giane. Ea va fi liniștită. Și Giana, el va fi liniștit pe baza acestei promisiuni. Asta se numește încredere. Când încrederea asta nu mai există, nu mai există nici familie. Să țineți la încredere și la prietenia voastră ca la cele mai importante două lucruri ale căsătoriei voastre. Fără unde nu mai e prietenie, să știți că încrederea nu mai e de mult. Orice relație se bazează pe încredere. Te poți urca în mașină la cineva dacă n-ai încredere în el? Nu. Poți să faci un lucru dacă n-ai încredere că e ok? Nu. Încrederea îți dă siguranță. Încrederea este o metodă a lui Dumnezeu de a fi safe. Intimitatea este ultimul lucru, deși am spus că promisiunea este ultimul lucru. Versetul, unul dintre ultimile versete spune: omul și nevasta lui erau goi și nu le era rușine. Asta este un lucru care încerc să-l spun uneori și nu reușesc, niciodată n-am reușit să-l articulez cum trebuie și nu o să reușesc nici acum. În cadrul familiei nu există goliciune, pentru că acolo nu există rușine. De ce? Este un angajament al căsătoriei, e a ta. E soția tinereții tale, bucură-te de ea. E soțul tinereții tale, bucură-te de el. Nu-i rușine, intimitatea nu mai e rușine în familie, dar în afara familiei, ascultați-mă, în afara familiei e rușine. Gândiți-vă dacă ce spun este adevărat. Lipsa de rușine se manifestă prin goliciune în afara familiei. Goliciunea este manifestarea lipsei de rușine. Oamenii nu mai au rușine. Uitați-vă cum sunt îmbrăcați. Dom'le, nu-ți vine să crezi că se îmbracă așa. Dar ce mesaj transmite goliciunea lor? Transmite un mesaj pe care nu ne permitem să-l spunem aici. Vedeți unde goliciunea este permisă? În familie, între soț și soție. Acolo nu-i rușine. Dar când ieșim afară, în public, acolo goliciunea devine și păcat și rușine. Adu-ți aminte că fiul risipitor, când s-a întors acasă, i s-a făcut rușine și de Dumnezeu, i s-a făcut rușine și de oameni. Rușinea e un semn al pocăinței. Când veți întâlni oameni care nu mai au rușine, eu vă sugerez să vă îndepărtați de ei. Pentru că oamenii fără rușine sunt oameni periculoși.
Așa a fost la început Nathan și Gianna. Raportați-vă tot timpul la acest început și veți fi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și visul vostru, spre care părinții care v-au crescut astăzi privesc cu emoție, va fi nu doar o lună de miere, ci va fi o viață de miere. Dumnezeu să vă binecuvinteze.